Patru cazuri suspecte de rujeol au fost înregistrate de specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică la Drochia. Printre bolnavi sunt și trei minori, toți nefiind vaccinați. Medicul epidemiolog în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Laura Țurcana, a menționat pentru Agenția de Presă mult pres, că toți cei patru pacienți sunt partea comunității rome și au participat la onu Cei patru, printre care și Mirele, în vârstă de 17 ani, sunt internați în spitalul din Drochia cu simptome specifice de rujeolă. Primul ar fi contactat boala chiar Mirele. Acum sunt așteptate testele de laborator pentru a confirma prezența virusului, a mai spus doctorul. Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, numărul cazurilor de rujeolă înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova a ajuns la 363, dintre care 341 în anul 2018. O creștere semnificativă a numărului de îmbolnăviri a fost atestată în luna august a anului trecut, fiind înregistrate 239 de cazuri confirmate. Medicii epidemiologi reamintesc populației că rugeola este o maladie extrem de contagioasă și se răspândește Rapid. Primul semn al infecției este febra înaltă, care se menține 1-7 zile. Erupțiile generalizate apar după 3-4 zile de la debutul febrei. Pneumonia este cauza cea mai frecventă de deces în rujeolă. Rujeola poate fi prevenită doar prin vaccinare. În Republica Moldova, imunizarea este efectuată cu vaccin combinat contra rujeolei, oreionului și arubeolei. La vârstele de un an, 6-7 ani, 14-15 ani, vaccinarea este gratuită pentru toate persoanele eligibile.